Echipe ale APA Term au început operațiunea de blindare a instalațiilor pentru asociațiile cu datorii. Primele 5 asociații de proprietari din Galați au fost sistate încă de miercuri, acestea având debit de aproape 5 milioane de lei plus 3 milioane de lei penalități. Este vorba despre asociația 311 din Micro 16 cu o datorie de aproape 440.000 de lei fără penalități, asociația 335 din Siderurgiștilor Vest cu un debit de peste 1 milion de lei, asociația 714 din Micro 38 cu o restanță de aproape 1.500.000 de lei și asociațiile 758 și 775 din cartierul Aurel Vlaicu cu datorii de peste 900.000 de lei fiecare, fără penalități. Aceste 5 asociații cuprind 51 de scări de bloc și au 1.000 de apartamente, din care 762 branșate la sistemul de termoficare, adică 1,27% din numărul apartamentelor branșate. APA Term transmite că măsura de blindare a fost determinată de plățile din luna ianuarie, extrem de mici față de datoriile asociațiilor și față de factura lunii decembrie. Societatea dă ca exemplu asociația 335, care a achitat 59 de lei față de o factură în valoare de 12.760 de lei, asociația 768, care a achitat 329 de lei față de o factură în valoare de 5.366 de lei, și asociația 714, care a plătit 1.576 de lei față de o factură de 12.760 de lei. APA Term va continua și în zilele următoare operațiunile similare de blindare și la alte asociații cu un ritm scăzut al plăților. Conducerea APA Term spune că reluarea furnizării agentului termic către aceste asociații depinde de plata facturilor curente și de reducerea datoriilor, atât a debitului cât și a penalităților. Joi au urmat pentru blindare alte 9 asociații cu datorii de aproape 1.900.000 de lei și 1.200.000 de lei penalități. Este vorba despre asociația 124 bis din piață, 435 din micro 19, 601, 616, 619 și 627, dar și asociația 227 din Țiglina 1. Aceste 9 asociații cuprind 36 de scări de bloc și au 897 de apartamente, dintre care 538 branșate la sistemul de termoficare. APA Term susține că nu este responsabilă pentru cazul în care administratorii acestor asociații au direcționat sumele sau parte din sumele încasate pentru furnizarea de agent termic pentru plata altor obligații ale asociației.